Bună ziua! Am revenit cu un nou videoclip. De data asta vă voi arăta și vă voi explica cât de cât, așa cât mă pricep, despre de a da cu insecticid pe plantele de mur tomfri. Cum v-am spus și mai înainte, în celălalt videoclip, că avem probleme cu niște gândaci, cu niște insecte. Într-adevăr, am găsit că era vorba despre gândacul negru și am luat să dăm cu insecticid pentru gândaci și se numește Calypso și am luat un Almalgeron pentru vegetația și ajutarea creșterii plantei murului tomfri. Vom merge la fiecare plantă în parte și vom insista pe ea pentru a da. Acum la început, după ce au răsărit și au crescut un pic, nu vom aștepta mai mult deoarece le va mânca insectele. Almalgeronul este un ajutant de a crește planta, de a ajuta să se dezvolte mai bine, iar Calypso ce l-am pus, acela este un insecticid pentru uciderea gândacilor, a insectelor de pe mur de pe plantă. Vom merge la fiecare cuib în parte și vom insista cu stropitul. Asta este prima fază de a stropi murii. După cum am înțeles, la a doua fază de a stropi trebuie să așteptăm între ele o pauză de 14 zile. Deci la noi este astăzi prima fază. Cum a spus, ei sunt mici, acum se dezvoltă, de aceea nici nu am venit cu mai multe pesticide și insecticide. Am venit doar cu insecticidul de Calypso pentru stârpirea dăunătorilor și cu Almalgeronul pentru dezvoltarea și ajutarea la creșterea și la dezvoltarea vegetației a murului, a plantei de tomfi. Până la a doua fază, după 14 zile de pauză, vom reveni și vom vedea între timp ce se întâmplă și vom mai insista cu un insecticid, dar în a doua fază o să schimbăm insecticidul deoarece dăunătorii se pot obișnui cu același insecticid. Vom rămâne pentru vegetație, pentru dezvoltarea murului pe Almalgeron mai departe, până la capăt. Am înțeles că va trebui să facem vreo 3-4 operații până la floarea murului. Am să mă apropii mai mult să vedeți și cum se stropește. Trebuie insista pe fiecare plantă, la fiecare cuib. Lasă-mă că și mi-au dat alții secretele, nu sunt egoistă. De-o fi bine, de-o fi rău, mergem înainte. Am apropiat cât mai mult să vedeți exact cum se dă pe plantă. Trebuie insistat pe ea. Vedeți? Să fim sigur că nu... Sigur nu vor fi, că de stârpitul o să reușim noi să stârpim dăunătorii definitiv. Dar vă spusei, se va face o pauză de 14 zile între insecticide. Ceea ce m-am documentat, ceea ce am înțeles, ceea ce m-a sfătuit și pe mine, alte persoane. După 14 zile vom urmări ce se întâmplă. Oricum vom reveni după 14 zile. De această dată schimbăm insecticidul cu alt insecticid.
și vă rămâne pe algelon pentru a ajuta planta să se dezvolte, în ăștia 14 zile vom vedea ce am reușit și ce n-am reușit să facem. Oricum, dăunătorii tot timpul sunt, deci nu o să reușim să-i stârpim definitiv, dar cel puțin așa cât de cât pentru a apăra planta, cred că vom reuși. Cam atât am avut să vă spun. Dacă dumneavoastră știți mai multe, aștept în secțiunea de comentarii sfaturile dumneavoastră, comentariile și pro și contra, eu nu mă supăr. Și o să revin cu un nou videoclip, cum v-am spus, după 2 săptămâni de la această videoclip unde am dat cu insecticid. O zi bună vă doresc, sănătate multă, la revedere!